Superliga vă este prezentată de Superbet. Post și nu l-am văzut să facă semn de avantaj. Sigur că mingea a rămas la Buzoieni, care este bine aici. Și ce variante au? Varianta șutului, care nu e rău, nu e rău. Germanas. Da, frumoasă parada lituanianului la șutul lui Akhmatov. În un moment important al gazdelor în această repriză, Nistor. Așa de m-am adut iam, însă baronul se duce în stânga. Da, big, da. E, așa ca ritm, ca intensitate, începe bine meciul. Aici s-a oprit Buzoienii, arbitrul nu dăduse nici aici fault. Terenul mi se pare că arată foarte rău. Nu neapărat așa ca aspect, dar pare foarte denivelat. Că verde, care-i cunosc, cu care au lucrat, cu care au încredere. Nistor! Nistor! Bine bate la Blănuță! Chiar cel mai scund sau unul dintre cei mai scunzi jucători de la Buzău a stat la Blănuță? Că aici a depins doar de el. Vai, cât n-ai de liber era! N-ai cum să stai așa, decât dacă vrei să iei gol. Iano Dovidiu Sabău, același tip deosebit de calm. E, hai să vedem aici pe Tavares. Tavares, Tavares! Vai, ce priză a avut Germanas! Tiam încearcă... Un pic șocat parcă David Tavares. E adevărat, dacă dădea puțin plasat, cât de cât puțin plasat. Mi se pare impresionantă priza lituanianului. Absolut. Să facă stopul ăsta. Rață, primește la marginea careului. Nu se demarcă nimeni. Nistor, un nou look pass și este o ocazie mare de tot pentru Cluj. Penalti. E penalti. Este penalti pentru Universitatea Cluj. Intrarea cumva la Ovidiu Bic sau la cine a șutat? La Mamadou Thiam. E de revăzut faza. Mladinovic este foarte sigur pe el. Ovidiu Bic asta pretinde, că a fost faultat. Pasa aia lui Nistor este absolut genială. A insistat Ovidiu Bic. El a dat la poartă, dar cred că a văzut ceva acolo în momentul în care a dat la poartă. Al patrulea penalti pe care l-are Clujul în acest campionat. Nistor se pregătește să dea gol. Al patrulea gol. Haideți să vedem. Aici Vadim Rață. Nistor vine în spațiu liber. Centrarea lui Nistor fabuloasă și cred că a fost lovit peste genunchi de Ferraresu, care are și cartonaș galben. Asta am vrut să spun. Ție ți se pare că... Hai să vedem aici. Nu va schimba decizia. E clar, a văzut ceva, nu e nimic de interpretat aici. Că nu pot să le fac. Parcă, după părerea mea, nu pot să dea. Arbitru a văzut ceva, eu nu se pune problema că e în careu, că e în afară, mingea era în joc. Adică astea sunt lucruri pe care le analizează în cabina VAR. Dacă de din tribună. Da, s-au mai simțit ei nedreptățiți și în alte partide, poate și cu motive justificate la un moment dat. Nistor în fața celui de-al patrulea penalti în acest campionat. Nistor cu grab, 1-0 Clujul. Minutul 27, Cluj este lider în Superliga. Îți dai seama că lumea din tribune nici nu știe, nu sunt oameni care nu se zice să da penalti aici. Nu vezi pentru exact cine? Ce e și cum. Caută o cameră. Pentru Adel Betaeb, vă spuneam, Betaeb accidentat, o fractură la mână. Extraordinar. Dan Nistor va juca împotriva lui Dinamo etapa viitoare, mai mult ca sigur, și va ajunge la meciul 450 în Superliga. Este pe locul 9 all-time în istoria campionatului românesc. Da. O șansă bună de contraatac pentru Cluj. Pasă în dreapta. Două variante de pasă din nou. Vadim Rață. Mingea se duce înalt pentru Thiam, care face 2-0 pentru Cluj, minutul 43.
Sunt tare curios diferență ce va mare spune Preperiță despre apărarea sa la finalul diferență partidei. Diferență mare. Da. Arată foarte matură și foarte sigură pe ea. Inspiră multă siguranță echipa lui Ieneluțu Sabău. Avea două variante de pasă. Era acolo și Blănuță. L-a văzut pe Tiam mai liber. Se înalță Tiam și acesta marchează al doilea său gol al sezonului după cel înscris etapa trecută contra lui Șepși. Ce gol! Păi vine bine mingea, rață, pune pe frunte. Mi s-a părut că a sărit puțin în contratimp, așa, puțin, dar nu, o dă bine de tot. Oricât ar fi de mare, victimă sigură aici. Grab. Victimă sigură pare Buzăul. 15 goluri încasate în 7 etape, nu? Este o poziție bună a lui Rață, vom vedea. Oh, ce minge bună la Boboc, Boboc, Tiam! Băi, ce fază frumoasă! N-a trebuit să mai fie o minge pe sus ca să se găsească Tiam într-o poziție nemaipomenită. Merge și cu pasa de pe jos, Boboc a combinat perfect aici. Cu Rața primită fundașul de la Moldovean și vine această torpilă, o intervenție formidabilă. Formidabilă, într-adevăr, formidabilă. Dar dacă era zi, care are timp și de ceva pentru spectatori, Tiam, Blănuță caută aici un spațiu. Și vine șutul lui Nistor, poziția lui preferată, dar nu și-a făcut bine pașii și parcă n-a avut nici prea mult zvâc la acea execuție. Pașii amărunței lui Nistor. Da, a arătat într-un fel frumos, frumos faza asta. Frumos gestul lui Vadim Rață. La o palmă. La o palmă a trecut. Poariți în totuși 3 ani la Dinamo. Minge la Tiam, Tiam și trimite puțin pe lângă. Da, atins-o cineva. E corner. E incredibil. Era să fie gol și aici. No, ți-am spus, nu e preocupată dacă... Dacă vrea Clujul să dea cât mai multe, da, a scos-o Dragoș Grigore. Ar fi dat mai multe, fără probleme, cred. Oh, da! Oh, mingea se duce pe lângă. Și fanii sunt fericiți. Să știi că la Buzău ai nevoie de foarte multe ca să... Nu ai aplauze. Să ceva... N-a fost o idee tocmai rea. Ce să faci, da. Ăsta. Ce caut acolo, zi-mi și mie? Mai ales când îl ai pe Budescu adversar ca portar, ce cauți la 16 metri, 18 metri?